Un camion plin cu stupi s-a răsturnat pe DN65 pe raza localității Valea Mare. Incidentul s-a petrecut după miezul nopții din cauze pe care polițiștii urmează să le stabilească. Se pare că șoferul, un bărbat de 64 de ani din Argeș, a pierdut controlul volanului. Camionul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. La fața locului au ajuns pompierii din Slatina. Din fericire, nu au fost victime. O anexă gospodărească din Corbu a fost mistuită de un incendiu ce a izbucnit de la scânteile produse de un flex. Pentru lichidarea incendiului au intervenit pompierii de la stația Scornicești cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Anexa gospodărească era construită din lemn și acoperită cu țiglă și plăci de azbociment, fapt ce a întreținut arderea în totalitate. Pompierii au acționat aproximativ o oră pentru lichidarea incendiului. Au ars anexa cu suprafața de aproape 20 de metri pătrați, acoperișul acesteia și deșeurile depozitate în interior. Cauza probabilă a incendiului este tăierea sau lipirea fără respectarea normelor de protecție. Focul a pornit cel mai probabil de la scânteile generate de un flex în funcțiune. În ultimii ani, zeci de medici tineri au fost cooptați la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Cea mai mare unitate sanitară din județ încă mai are nevoie de specialiști pentru a acoperi deficitul de cadre medicale. De aceea, în această perioadă, Spitalul Județean a scos la concurs 3 posturi de medic. Este vorba despre un post de medic specialist pentru chirurgie pediatrică, cu normă întreagă la secția chirurgie și ortopedie, un post de medic specialist medicină internă la secția medicină internă și un post de medic specialist la compartimentul chirurgie toracică. Tematica de concurs este afișată pe site-ul spitalului sau se poate obține de la Serviciul Resurse Umane. Înscrierile la concurs se fac la Spitalul Județean de Urgență Slatina în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea anunțului. Concurenții care doresc să se înscrie la preselecția pentru participarea la cea de-a 19-a ediție a Festivalului de Muzică Ușoară Radu Șerban mai au la dispoziție 10 zile, termenul limită de înscriere este 15 iulie. Festivalul de Muzică Ușoară Radu Șerban este organizat de Primăria Municipiului Caracal, Consiliul Local și Centrul Cultural Municipal în perioada 6-9 septembrie 2018. Înscrierea se poate face și online. Juriul are în componența sa personalități ale muzicii ușoare române, membri ai Uniunii Compozitorilor, redactor radio, TV, personalități culturale locale. Concurenții admiși în concurs se vor prezenta la repetițiile cu orchestra după un grafic stabilit de dirijorul acesteia în perioada iulie-august. Concurenții care au obținut trofeul Radu Șerban la edițiile anterioare nu mai pot participa la concurs. Consilierii caracaleni au votat înființarea creșei numărul 2 și aprobarea necesarului de personal. Este vorba de creșa construită cu finanțare de la guvernul american ce va fi dată în folosință începând cu noul an școlar. Cu o investiție de aproape $1 milion, ambasada SUA și biroul de cooperare militară au ridicat la Caracal o creșă modernă, venind astfel în sprijinul municipalității ce se confrunta anual cu o criză de aproape 50 de locuri la creșă. În Caracal există două creșe care au o capacitate totală de aproximativ 56 de locuri. Noua creșă va fi dată în folosință începând cu anul școlar 2018-2019. Diseară, între orele 18 și 22, pe splanada din centrul municipiului Slatina, va fi muzică și voie bună pentru toți iubitorii de folclor. Consiliul Județean Olt, în colaborare cu Primăria Slatina, Primăria Morunglav, Primăria Piatra Olt, Primăria Potcoava, Școala Populară de Arte și Meserii Slatina și Palatul Copiilor Adrian Băran Slatina, va organiza spectacolul Tineri din România. Slătinenii și nu numai vor fi așteptați pe splanadă pentru a asculta muzică populară de calitate, interpretată de tinere talente oltene. Acest eveniment este dedicat centenarului Marii Uniri.